Doamne ajută! -mi. Am filmat puțin să vă arăt cam cum arată locul meu de rugăciune. În primul și în primul rând, mi-aș dori să nu creadă careva că acest videoclip e spre lauda mea și, na, uite ce face ăsta și vezi, Doamne, că se roagă și că nu știu ce. Nu, no, eu îmi arăt locul meu de rugăciune. Sper doar să fie un fel de model pentru alții. Deci, această filmare e un fel de model pentru cei tineri, să spunem așa. Ok, aici am masa mea. Candela tot timpul trebuie să fie aprinsă. Pe masă am saltirea. Am această carte micuță de rugăciuni, care nu trebuie să lipsească din viața unui creștin ortodox. Și am și acest acatistier, în care sunt foarte multe acatiste. Candela mea frumoasă. Tot timpul candela trebuie să fie aprinsă în viața unui creștin. Acatistierul meu forjat. l am și de mulți ani. Cred că l-am de vreo 15 ani deja. Uite, acest acatist, acatistul bun în vestirea preasfinte născătoare de Dumnezeu și pur de Maria, eu îl citesc zi de zi, vi-l recomand și voi să-l citiți. Eu îl citesc 40 de zile, iar aici am foaia. v-am cerut numele să vă pomenesc la rugăciune, m-am ținut de cuvânt, am scris frumos pe această foaie numele dumneavoastră, le-am trecut pe foaie și de fiecare dată când ne fac pravila la mea de rugăciune, vă pomenesc și pe voi, cei care mi-ați dat numele. Treaba aceasta o fac cu dragoste și cu foarte mare plăcere, pentru că Hristos, împăratul nostru, ne-a învățat să ne rugăm unul pentru altul. Asta încerc și eu să fac, știi? deci nu e spre nicio laudă. Aici am iconița Maicii Domnului, care, nu știu, e sufletul meu. Mă topesc când văd această icoană. O am și în variantă mai mare, imediat o să vă arăt. Aceasta este cățuia cu care tămâiez eu zilnic. Deci, zi de zi, trebuie să și tămâiem. Am și câteva icoane pe perete. Sfântul Serafin de Sarov, Maica Domnului, Sfântul Nectarie, Sfânta Fecioară Maria cu pruncul, uitați aici, varianta mai mare Aceste icoane care pur și simplu, nu știu, îmi topește sufletul, nu știu de ce. Împăratul nostru Hristos, Sfântul Spiridon, Sfânta Parascheva, Sfântul Efrem cel Nou, iar aici Împăratul nostru Hristos. Cam asta este. Aici am acest dulap unde îmi țin alte iconițe plus diferitele obiecte bisericești. Ia să vedem. Așa avem mai sus câteva iconițe. Sfântul Iprem Cemno, Sfântul Paisie, Sfântul Dimitrie Izborătorul de Mir și așa mai departe. Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfântul Pantelimon, Sfântul Nectarie. Asta este primul raft. Aici raftul de jos. Tot cam așa. Iconițe. Mai mici, mai mari. Sfânta Fecioară Maria de la Muntele Atos. Am și pe Părintele Justin Pârbu Aici am și câteva sticluțe cu mir. Din diferite locuri. Cam toate sunt atinse de către moaștele unor sfinți. Și aici la fel aici mai am ulei spințit din candele uite de exemplu ulei spințit din candela Sfântului Pantelimon mai am și aici în punga asta E ulei spințit din candela Sfântului Nectarie mai am ulei din candela Sfântului Dimitrie ulei din candela Sfântului Paisie Paisie Ghioritu, uite am aici acest mir de la Sfântul Spiridon e atins de racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului. De exemplu, am acest mir, Da, să spunem puțin pe pauză, am acest mir de la Sfântul Dimitrie, izvorutorul de mir, iar pe fundul sticluței este mir izvorât de la Sfintele Moaște. Se vede acolo pe fundul sticlei că e mai gălbui jos acolo. Uite aici se vede mai bine. Acum na, n nu am telefon performant cu cameră din aia să se filmeze mai clar, dar asta e, să vă faceți idee. Aici am tămâie, uite, am tămâie brută din muntele Atos. Eu le păstrez așa. Știi? Bine, am un alt loc, multă tămâie, tămâie cu care tămâiez în fiecare zi. Acestea le păstrez eu pentru, nu știu, pentru mine, așa, că îmi place să colecționez aceste lucruri. Aghiazmă, aghiazmă de la Sfântul Dimitrie, izborutorul de mir. Sticluță mică acolo. Ok, mergem pe rândul de mai jos. În sticla asta mare aici am aghiazmă de la Sfântul Antonie cel Mare. Din peștera Sfântului Antonie cel Mare. Am puțin apă de la Iordan. Din Iordan unde s-a botezat Domnul nostru Hristos. E și aici am niște cutiuțe mici, borcănașe de-astea, cu diferite pietricele din locurile pe unde au umblat Sfinții Părinți, unii dintre Sfinții Părinți, o foarte mică parte. Uitam aici, de exemplu, în acest borcănaș, pietricele de la muntele Ispitirii din Israel, unde a fost ispitit Domnul nostru Hristos. Aici am Sfântul Alexandru din Zbir, din Rusia, tot așa, pietricele și pământ de acolo, din locul pe unde a umbrat Sfântul, unde e mănăstirea și unde sunt și Sfintele Moaște. Sfântul Amfilohie din mănăstirea Poceiub. Sfântul Cucșa din Odessa. Aici am pietre din Muntele Atos. Ce mai am pe aici? Uite, am o, o pietricică din Peștera Sfântului Ilie. Pământ de la mormântul Sfântului Paisie. Uite, aici am mai multe. Stai așa, puțin. Deci, pietricica, da? Ia, Sfântul Paisia Gheoritu. Aici am, tot așa, de la diferiți sfinți. Am de la Sfânta Alexandra, Sfânta Pelagia, Sfânta Matrona, Sfânta Parascheva. Din uh, Rusia sunt. Na, mie îmi place să colecționez asemenea lucruri. Astea sunt omorile mele, știi cum s-ar spune. Uite, de exemplu, această piatră. Este din muntele în care Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, din rugul aprins, din acel tufiș aprins. Și acolo toate pietrele care sunt în zona aceea au acest simbol, adică un fel de tufă pe, pe piatră, nu știu dacă se vede bine. Deci toate pietrele au simbolul acesta, vedeți, ca un fel de iarbă, dar nu este așa, sunt stanțate pietrele, știți, cam așa ceva. Deci toate pietrele de acolo au acest simbol pe ele, un fel de rugă prins, știți, cam așa ceva. Nu știu dacă se vede bine, nu uite, se vede. Deci așa sunt ele. Nu sunt colorate, nu nimic, Ei au rămas imprimate, deci ca și cum sunt marture la ceea ce s-a petrecut acolo. Aici am ceva de la Ierusalim, frunză de măslin din grădina Ghețimanii, frunze de măslin de pe acolo. Cam asta aici. Aici jos am acatiste, paraclise, de ale mele, știi, cam așa ceva. Astea sunt comorile mele, știi. Le mai schimb între ele, acatistele, paraclisele, mai citim, uite. Un acatist, un paraclis. Aici am prescură de la, din muntele Atus. Deci păcat că nu pot să filmez mai bine, dar credeți-mă că arată mai bine decât pâinea din magazin. Deci dacă mergi mâine la magazin și îți o pâine, această bucată de anafură arată mai bine ca pâinea din magazin. Și are deja 3 luni de zile vechime. Deci o am de 3 luni. Asta e. Aici am diferite obiecte de ale mele. cruciulițe din muntele Atos, brețări, de pe la Sfinț, de pe... Na. Cam asta este. Cam asta e tot. Deci, încă o dată repet, să nu creadă careva că am făcut acest mini videoclip spre lauda mea. Nu, Doamne ferească Dumnezeu, Dumnezeu mă cunoaște cum sunt și știe că nu am făcut să mă laud. E doar așa să fie un mic exemplu. Uite, pentru cei tineri care vin din spate. Cam atât. Vă mulțumesc frumos. Doamne, ajută și mântuire la toată lumea.